Lacul cu pești de aur, după o poveste populară rusească. A fost odată un tânăr foarte leneș pe nume Igor. Nu avea casă și își petrecea zilele fără să facă nimic. Deși trecea drept un pierd de vară și un om bun de nimic, toți erau de acord că în toată Rusia nu exista băiat mai fericit ca Igor. Tânărul era mereu vesel și zâmbăreț. Se simțea foarte bucuros să-și petreacă ceasurile zilei trândăvind. În timpul verii, viața lui era mai ușoară. Dormea în pădure și, când soarele era sus pe cer, se odihnea întins la umbră. Mai fura de pe câmpuri și așa reușea să se hrănească. Dar, când veneau iernile lungi și friguroase, pentru Igor începeau greutățile. Soarele apunea de vreme și frigul era tot mai năprasnic. Igor bătea la toate ușile până când cineva se milostivea de el și îi deschidea, oferindu-i ceva cald de mâncare și un culcuș în fânar. Într-o astfel de noapte de iarnă, mai rece decât altele, Igor găsi, ascunsă în fân, o sticlă de vodcă aproape plină. Începu să bea cu înghițituri mari, sperând ca băutura să îl încălzească puțin, și apoi a dormit beat, criță. A avut un vis foarte ciudat, dar minunat. Se afla pe malul unui lac plin de pești roșii și pescuia liniștit. Dar peștii care se prindeau în cârligul undiței lui ieșeau din apă și deveneau pești de aur. Când se trezi de dimineață, pentru prima dată în viața lui, blestemă vodka și nălucirile pricenuite de ea. Dar, în nopțile ce urmară, chiar dacă nu băuse, a avut același vis. Închipuirea lacului acela minunat începu să-l bântuie, așa că, odată cu trecerea timpului, începu să creadă cu adevărat în ceea ce visase. Ajunse să creadă că lacul exista cu adevărat și că trebuia numai să-l caute și să pescuiască în el. Când sosi primăvara, zăpada și gheața începură să se topească și Igor făcu rost de un băț, de fier și de un cârlig și începu să dea la pește. În scurt timp deveni un pescar bun, dar, din nefericire, niciuna dintre prăzile lui nu fu vreun pește roșu. Într-o zi însă, aproape din întâmplare, încercă să pescuiască în lacul cel mic de lângă sat, căruia nu-i dăduse atenție până atunci. Și acolo, în sfârșit, un pește roșu mușcă momeala. Căutând să se elibereze, peștele sări afară din apă și, sub ultimele raze de soare ale asfințitului, păru ca de aur în ochii bietului Igor. Tânărul scoase un chio de bucurie, știa în ce lac trebuia să pescuiască. Din ziua aceea nu se mai mișcă de pe mal. Între timp, în sat se răspândise vorba despre pescuitul lui miraculos, de la vorbele aruncate de Igor încoace și încolo. Mulți se duceau pe malul lacului ca să facă schimb cu peștii pescuiți de Igor, apoi, prefăcându-se că nu știau nimic, îi spuneau: când o să pescuiești unul din peștișorii aia de aur, ține-l pentru mine, în schimb o să-ți dau... Și prin fiecare îi promitea câte ceva, unul o sticlă de vodcă, altul o pereche de iepuri. Igor, convins că peștii de aur vor mușca momeala mai devreme sau mai târziu, era ca de obicei amabil și îi făcea pe toți să creadă că își va ține promisiunea. Așa trecură zilele și ciudatul troc continuă. Sătenii aveau pește proaspăt, Igor nu mâncase niciodată așa de bine în viața lui și toți erau mai mulțumiți decât înainte, sigur că, la un moment dat, peștișorii de aur le vor aduce bogăție și fericire. În acest timp, la urechile țarului, ajunsese vorba despre lenea nemai văzută a lui Igor. I se spusese însă și cât de fericit și de vesel era. Țarul avea aceleași calități și defecte, așa că trimise un supus în satul lui Igor. Igore, ești un om norocos, îl anunță mesagerul. Am poruncă să te invit la curtea țarului întregii Rusii. Nu va trebui să faci nimic. Singura ta sarcină va fi să-i ții de urât țarului fără să-l deranjezi. Și, ca să nu faci nimic, vei fi plătit foarte bine. Igor îl ascultă pe trimisul țarului cu atenție, dar apoi răspunse: poate cândva aș fi acceptat oferta țarului, dar acum nu pot. Lacul ăsta este plin cu pești de aur care așteaptă doar să fie pescuiți. Trimisul se îndepărtă clătinând din cap.
Ce om ciudat! Trebuie să fii nebun ca să refuzi o asemenea propunere, spuse el. Și astfel, ca să-și urmeze visul imposibil, Igor nu părăsi niciodată malul lacului, nici măcar o singură zi. Și de atunci, lacul fu numit de către toți, lacul cu peștii de aur. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!